Bună ziua, prieten, bună ziua. Prieten, nu-mi prea arăt așa bine. Să vede că sunt rău. Mi-a fost rău și aseară foarte rău, doamne, nu mai puteam stomac cu rău, așa nu și-am făcut o criză de stomac, că nu știu de la ce. Mi-am făcut un ceai neîndulcit de la gastric, să vă arăt și vouă, vă amintesc. S-a răcit acum. Dar nu prea pot să mai beau nici ceaiul, nici apa. Mi-am pus un iaurțel aici. Nectarină de asta, dar nu... Nu prea am poftă. Mi-este rău. Afară, prieteni, mi-am făcut frumos. Curat. Așa, dacă mă simt așa rău, mi-am făcut. Mi-am măturat, mi-am făcut în ordine. Se vede dacă e un mătur, că e un mătur ca lumea și rămâne curat. Este așa frumos. Câinii. Bun, la, au de alea pe ele. Nu știu eu ce am uitat. Aici în spate e o logoană, ce e? Apanam. Aici am pus o fierbă oală. Vedeți? Fierbe ca să aduc, am pus niște carne la... Fierbe, la o până, mamă, ce s-aude tobele la mașinile alea. S-aude tobele. Un cade usturoiul. Ce s-a întâmplat cu el? Nu e bun usturoiul ăsta. S-aud mașinile ale scumpe. E sâmbătă. Și de aceea, roșiile mele sunt bine. N-am treabă. Am mai băgat aseară pământ. Lentrile face cel mai bine când sunt aici. M-am luat după voi și e foarte bine. Acolo pe scară nu le mergea. Se cunoaște că le e bine aici. Au aer. Bate soarele foarte bine. Mi-am făcut curățenie pe curte. Și am zis să fac... N-am fost în oraș, n-am ieșit. Aici avem o pudră care trebuie să dăm pe câinii ăștia, pentru că nu prea îmi convine. Ia. Trebuie să-i țină cineva mai dat, dar n-am dat de tot. Nu știu ce fac cu cățin ăștia. Sau de logona. Mi-e rău, am și am nițel. Nu știu de la ce. Aici am ascuns niște cârnați de așa de la ladă, mai mâncăm și noi așa să tocăm cu roșii, ăsta e mai gros, vedeți? Să vieci, un pic de rânză, un pic după osul ăla care l-am tăiat eu bucă să-l fac ciorbiță, că și am oprit asta de prăjit, așa să mai prăjește pe tigaie sau pe grătar de pe picior. Am zis să fie așa dezghețată ca să mai mănâncă și ursul, poate sunt bine mănânc și eu, mai întregi. Da, să luăm altceva să vă arăt. Am fiert-o și după care am scos apa aia și acum e altă apă. Să scoată spuma aia, să duc. Sunt și niște oase proaspete de porc. Ba, wow, ăștia sunt cam mari, așa nu le-am tocat, doar nu le-am stat după piciorul ăsta. Hai să vă arăt piciorul, e important. Ăștia le proaspete le-am pus așa, să le pun și pe ele, am zis. Uitați. Cum le fierb. Asta e a doua apă. Îmi place să fie ca o mâncare pentru tot, să fie și aliment. Nu. Vreau să le mai dau un plopă, cu care le spăl bine, bine și mergem și le punem afară. Dar trebuie să-i fac pe dursul, dacă n-am ajuns în oraș neapărat, să fac piața. Sper că-i sâmbătă. Avem ce să facem mâncare. Nu prea poți, nu prea am condiții să mai mergi în oraș. Mai bine fac ce am aici. Și pentru copii avem cartofi, am aripioare, mai avem la ladă și... Dar mai mult cu cartofii să omoară. Dacă îmi vede și ei ciorbă de asta, nu cred că mănâncă. Am zis că pun la fel tot carnea cu legumele, dar
încă nu știu ce o să pun, să facem apă puțin, să pun orez, macaroane, ceva găsesc bucăci. N-am mers în oraș pentru că și mi-e rău și vreau să stau acasă azi, că e mai bine. Ăsta mi s-a rupt de curățat și n-am mai apucat să mă duc să-mi iau altă. O să-i spun la ursul să-mi iau una de ăsta cu cel. Mai fac așa cu el. Și aia, nu mă simt bine. Nu știu ce blesteme sunt ăștia, de nu mi-e bine deloc. Și el, de la fel, eu am treabă tot timpul. Fac acolo la copii, la ursul de fapt în casă, în cameră, la baie, la ălea, spălăm rufele, tind, am de lucru. Și face și ursul, dar trebuie să ajung și eu, fac și eu. Vă iau cu totul, cu baie, spălăm. Ăsta îmi face bine. În ce scuze acum? Nu pun eu pauză ca să pot să mănânc această bucățică de morcov. Asta sunt. Și avem o roșiuță. Mai punem și bulion de la de nistite, știți? Și dăm și roșia asta pe răzătoare, am scos toată verdeața codița, deci nu-i n-avut mult așa. Mai un pic. Avem și ardei. După care am terminat eu pe la ei pe acolo, spărbat, le mai facem. Am făcut și la mine curat. Am șters și eu praful din cameră, puțin de pe hol. Am mai luat niște haine care sunt groase. Le-am băgat în saci de nylon, pentru că nu vreau să le mai înșelpim și șifonierii, să rup șifonierii. Și legate așa frumos și am eu o cameră care țin eu acolo lucrurile care nu... Un magazin, așa unde depozitez lucruri. Și le-am băgat aseară acolo și am mai lăsat așa mai... gol șifonierul, să punem ce trebuie, nu? Pentru că nu apucasem să scot hainele groase, pentru că... știți că era frică și de Paște. Și încă le foloseam. Aici avem un rădăcină. Lițelină. Ce miroase de frumos. Și acum am mai luat așa din amintire să mai facem și noi. Am stat cam până târziu aseară, dar... dacă nu fac și seara, nu fac față. N-am cum să le fac pe toate. Vroiam să spunem, am niște cuvoare, dar nu mi este bine ca să spăl cuvoare, nu sunt în stare. Ce nu mă simt bine? A zis că eu să spun ce este. E bine de la stomac, parcă am ceva în stomac, cu gaură. Așa simt. Pătâna cu mirosul. Zlăutari n-are rost, nu e muzică așa. Zlăutari, live. Am uitat că mă pun ceapă. Avem ceapă de asta uscată. Dar e problema e cam lute. Știi ce uite? Neamișu a venit și a luat un ferețeu de la de mână.
Nu știu ce taie, în pom. Am zis, lasă, mai ducă și la ceilalți. Pot să mătur eu, așa greu. Mi-a zis că n-am mai, aveam o ceapă curățată pe ei și am zis, nu mai o, o facem pe asta și o punem și pe asta, că e bună să o tocăm. Era curățat, era veci și știți că eu fac economie. Mamă, ce pierd! La ele e le-am curățat tot ce trebuie pentru această mâncărică și să vă arăt cum fierbe ele. A ieșit toată sarea, toată. S-a dat fumătura, trebuie să le spăl bine, bine, îmi cer scuze. Așa. Hai cu ciucuțul! Hai! Deja o să se bată pe acel os. Uitați, am pregătit aici așa roșii, am dat-o pe răzătoare și bulion de acesta de acolo și acum am tocat și legumele aici e ceapă, morcov, care trebuie să le punem pe ăștia, dar am zis să luăm puțin puma care mai iasă, că deja ele sunt pierdea și tot din ele și sare și tot. Nu mai au nimic puma. Să pun doar morcovi și ceapa și rădăcina de țelină, păstrănacul, rămâne doar ardeiul, până mai fierbe carne. Le punem mai la fierb tot. Le-am împreună de aici în castrul. Așa, spăgare.
Un pic de ceapă mai rămas. Trebuie să aduc și capacul. Nu am pus capacul pe oală pentru că am zis să iau și spuma. Și după aia. Cam atât a rămas doar ăștia. Și roșiile și bulionul le punem mai târziu. Să fiarbă carnea, să cadă de pe os. Prieteni, aici așa făceam eu mâncarea mea și uitați cine a venit. Da, să rămână. A venit Luca. Am adus la nașa lui Luminița mâncare. Eu sunt și s-a venit să vină și la mine, dar a dus-o prea multă. Doamna este nașa lui Luminița, ea a botezat-o. Dar nu trebuie să aduci atâta. Cum? Că tu ești nașa la hai să arătăm și la prieteni, am zis că nu mai arătăm, dar uitați ce a dus-o. E prea mult. Lasă că așa trebuie. Și sucuri, și sarmale, și de la logon, prea mult. Păi da, tu ești nașa la logon. Păi atâta mănânc eu. Nu lăsa-i acolo să mănâncă lui oamenii. A, cât a rămas. Întreabă pe Andreea. Mai aduceți? Da. Mai aducem. Așa să vine la naș și nu i-am trimis nimic, că nu eram pregătită. Da. N-am fost pregătită să-i cumpăr ceva și eu, trebuia un cadou. Lasă că când o găsești... Mă pregătesc așa să iau o rochie, da. O bluză, da. Și le dau, că acum nu pot să merg eu. Să nu deși farfuria să... Nu pus să-i farfuria. Pus pălai. Pune Andreea de la farfurie să mănâncă... Ah, hai să mănâncă. Așa de să nu mâncă din trebuie să mănânci. Dar ce făcui cu farfuria? Că spui... Aaa, n-am luat-o, n-am... De unde dau farfurie? Pune-mi și să... Lasă-i putul, lasă, vă fac cafea. Nu, mă, că trebuie să mergem și noi la bani. Trebuie să mergem înapoi. Noi n-am fost acolo. N-am fost deloc? Deloc. Eu am fost azi dimineață, un pic. N-am fost deloc. Păi gata, terminat vlogul, n-o să-i. Da. Ce să faceți? Da. Să fii sănătoasă Luminița și băiatul când o să-l ia. Să fie sănătoasă. Da, și hai să nu întorc așa. Păi ce zici, vă mulțumesc că a dus atât de mult și le făceam mâncare, ciorbă. Acum sunt o altă dată și mai mai mâncarea asta. Și roșii și castraveți. Da. Nu vreau să vezi nimic. Nu, 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 că ne grăbim. Vino la nuntă, nașa. Nu mai știu. Hai, hai vedem, vedem. Mai e. Ați văzut, prieteni, cum e? Așa e la noi. Și noi când am avut nunți, boteze, tot așa trimitea patroana mai mult la toată lumea, la toți, să ajungă toți câte un pic. Și sarmale din toate, trebuie să o dai la noi, așa e. Chiar dacă suntem noi cum suntem, dar a zis că sunt așa la fată și na, nu pot să merg, că știți cum e. Cu probleme cu ăștia, nu am fost pregătită și n-am pus să merg. A zis că o să-i dau și eu, o să-i fac un cadou, o să-i cumpăr ceva pentru Luminița. Dar nu trebuia, dar ce să zic acum? Nu mă așteptam. Eu făceam aici, făcând la ciorba mea, filmarea și nu m-au venit când vin cu tăbile. Le mulțumim, ce să zicem. Nu e vorba de mâncare, că să mănânci. E vorba așa, el se contează și cât să mănânc. Cum ați văzut că eu, după ce că mă simt așa cum mă simt, mă simt foarte rău, nici nu am poftă de mâncare. Dar așa e la noi. Mi-au zis că am dus la toate neamul. Nici n-au dus nici la care. Au dus și la ceilalți care n-au fost acolo. Așa se dă. Să știți, și la bătii și la tot, să împartă toată mâncarea. Așa e tradiția. M-am gândit că n-am. Certuri ăștia mai sunt vorbe ăștia, nu mai să ție tradiția, dar n-ai cum. Tot să respecte și... Fetița mică, că e foarte, nu știu de ce e supărată, nu-i convine lui Albina nici o rochie, nu-i convine nimic. Și mi-au spus că nu prea a ieșit afară, nu, nu știu ce are. Nu-i convine hainele, nu-i convine nimica, absolut. Vrea alte rochii, care îi place ei. Ce-i acolo? Să sparsă. Cum a căzut? Mai sucul și... Hai. Că nu am bani, nu vă dea.
Hai să mai mergem la ciorbiță, să vedem cum arată. După cum vin un mediu ploier. Prietenii, așa arată ciorbița asta. Am pus și bulionul și tot, dar ei tot. Uite. Și vreau să mai arăt ceva ce mai punem acum. Pentru că eu am scos toată sarea de la carnea aceea fumată. Acum punem veseta și punem și, să vede bine, piper, cimbru, așa trebuie la fumătură și păi de rapid. Punem toată dedicatul ăsta, tot, care e în parcurit, pentru că nu mai are niciun gust. Am desărat-o ca lume, dar bine că n-am pus sare. Hai să vă arăt invers camera. Da. Dacă știam că vine atâta mâncare, nu mai făceam. Făceam ciorba asta bună pentru altă dată, dar bine că și așa nu prea mănânc sarmale acum în starea în care sunt. Dar nu mai făceam altă dată. Dar da, e bună și asta, sărăcește, mai băgăm la frigider din ea și mâncăm și mâine și este un uz mai mare. Nu strică. Arată bine, eu zic. Acum trebuie să punem capul, nu am decis ce o să punem în ciorbă până la urmă, dar o să găsim noi ce să punem. Gata, prieteni, am revenit și cu ursul la masă. E bună mâncarea, ursul, de la nuntă? Ha? Am pus să încălzim câteva sărmăluțe la microunde, dar stai să spun sare la roșii. Ia. N-am ieșit noi la piață să luăm o brânză, nimic. Ciorba mea nu știu ce s-a întâmplat cu ea, pentru că n-am mai avut grijă ei. Și atât am făcut-o cu drag, așa. Nu știu. Alex! Vine ploaia. Vai de mine. Ia să se căși apa și tot trebuie să-i mai pun apa acum, ia. Și să umplu și oala pe aici, ceea ce nu-mi place mie. De la mărzi, uitați. Trebuie să mai completez cu apă. Trebuie să pun aici în ciorba asta, cred că punem orez. O să revenim să vă arătăm cum a ieșit și ciorba, dar face primarea prea lungă. Cu de toate am primit și plocon canașă. Ați văzut. Acum o să fac și o surpriză, să primi și un mic cadou. Trebuie neapărat. O să o filmez și vă arăt. Mai punem un pic de apă pentru că se căci și nu mai izeamă. Rămâne numai carne. Ia să mai punem. Am pus un pic. Păi așa ce făceam? Și o să pregătim și puțin orez. Îl spăl și îl pun acum. Să fiarbă și gata. Mai rămâne să vă îndredeați. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, plăcută, sâmbătă frumoasă, weekend plăcut la toată lumea. Multă sănătate să aveți.